dominantă și comună este suferința. Avem familii care nu-și mai pot întreține copiii la școală. Apare o dezalfabetizare a României. Trebuie să realizăm condiții necesare ca să scoatem oamenii din această mizerie. Va trebui să ne apucăm de muncă și o muncă susținută. În legătură cu comisia de propuneri, Comitetul Central a prezentat propuneri privind ordinea de zi a Congresului. Aveți cu toții propunerile privind ordinea de zi. Președinte, îmi propun ceea ce eu pot să fac, să convin guvernul să pună în aplicare această lege și atunci și dânsul și alți întreprinzători. Credibilității țării, toate aceste cifre care nu dispar și nu se ascund, se vor reflecta în buzunarul dumneavoastră. Fără încredere, nimic nu se poate face în țara românească. Mugur Isărescu și-a luat rămas bun de la salariații grupului industrial Ductil Steel, furându-le bani mai mulți și precizându-le că și bugetul de stat va... Dar cum trebuie să revizăm?